Parte din neamul meu arată acum exact ca arborii și au nevoie de ceva măreț, ca să-i stârnească, și nu vorbesc decât pe șoptite. Dar o parte din copacii mei au mădularele vioaiei și mulți știu să stea de vorbă cu mine. De bună seamă, elfii sunt cei care au început să-i trezească pe arbori și să-i învețe să cuvânteze în limba lor arborească. Și au dorit totdeauna să stea la taclale cu tot ce-i înconjoară, vechi elfi. Dar a venit Marele Întuneric, iar ei au trecut marea sau au fugit în văi depărtate, s-au ascuns și au ticluit balade despre zilele ce nu se vor mai întoarce niciodată. Niciodată. Vai, vai. De aici până la munții luni era tot numai pădure, în vremuri de odinioară. Iar ce vedeți nu era decât capătul de răsărit. Ce vremuri senine. A fost un timp când mă puteam plimba și cânta din zori până în seară fără să aud ziulica întreagă altceva decât ecoul propriului meu glas, printre colinele sunătoare. Codrul era precum Lot Florien, numai ceva mai des, mai puternic, mai tânăr. Și cum mai mirosea văzduhul. Îmi petreceam câte o săptămână întreagă doar respirând. Arbore bărbos rămase tăcut. Mergea mai departe cu pași mari, fără să facă totuși nici cel mai mic zgomot cu picioarele lui uriașe. Apoi începu din nou să îngâne, până ajunse să incanteze. Încet, încet, hobiții își dădură seama că incantația le era adresată lor. Pe lungi tasarinaniene cu sălcii, mă plimbam primăvara. Ah, priveliști, parfum primăvăratic din Nantasarion. Și ziceam că-i bine. Hoinăream vara prin păduri de olm osiriand. Ah, lumina și muzica, vara, de lângă șapte râuri, în Osir. Și credeam că-i grozav, pe plajele din Neldoret veni în toamnă. Ah, aurul și stacojiul și al frunzelor suspin, toamna, în taurna Neldor. Mai mult decât mi-aș fi dorit. Spre pinii de pe înălțimile Dorthonionului suiam iarna. Ah, vântul și albeața și crengile negre, în iarnă, pe Orodna, ton. Glasul mi se înălța cântând în slăvi. Și acum, toate zac sub val de mare, mă mai plimb numai în Ambarona, în Tauremorna, în Aldalome, pe propriul tărâm, în ținutul Fangorn, unde rădăcinile e slungi, și ani câtă frunză și iarbă e sunt Tauremornalome. Își termină cântul și mer se voinicește mai departe. Nu se auzea nici un sunet în toată pădurea din jur, cât putea cuprinde auzul. Ziua scăpăta și asfințitul se îngemăna cu trunchiurile copacilor. Până la urmă, hobiții zăriră ridicându-se nedeslușit dinaintea lor în pământ povârnit și întunecat, ajunseseră la poalele munților și al plaiurilor verzi ale înaltului Medhedras. Pe costișă, juna scăldătoare a enților, la izvoare, curgea sărind din răsputeri, alergând din piatră în piatră, ca să-i întâmpine. La dreapta pârâului se afla o pantălină, năpădită de iarbă cenușie acum, în lumina apusului. Nu creșteau arbori pe acolo, așa că se vedea cerul, stelele luceau deja pe lacurile dintre nori. Arbore bărbos o luă în sus, pe povârniș, fără să slăbească pasul prea mult. Deodată, hobiții zăriră dinaintea lor o poiană mare. De o parte și de alta, se înălțau doi arbori falnici, ca niște stâlpi vii, dar nu era nicio poartă, afară de ramurile lor care se petreceau îngemănate. Pe măsură ce se apropia bătrânul lent, arborii își ridicau crengile și tot frunzișul începea să foșnească și să sune. Căci erau arbori cu coroană veșnic verde și aveau frunze întunecate și lucioase, care luceau în bătaia sfințitului. Dincolo de ei, pe unul dintre povârnișuri, se întindea o suprafață netedă și întinsă, ca dușumeaua unei săli mărețe. Pe ambele părți se înălțau niște pereți la vreo 50 de picioare sau chiar mai mult, iar de-a lungul fiecăruia se zărea câte un pâlc de arbori care creșteau și ei în înălțime, pe măsură ce înaintau în interior. La capătul depărtat, peretele de stâncă era povârnit, dar la poale fusese săpată o nișă puțin adâncă, cu boltă singurul acoperiș al sălii, în afară de ramurile care umbreau la capăt tot pământul, lăsând doar o cărare mai lată pe mijloc. Din izvoarele de deasupra se revărsa un pârâiaș pe suprafața abruptă a peretelui, risipindu-se în stropi argintii, ca o perdea fină, dinaintea nișei cu boltă. Apa se aduna iar, într-un bazin de piatră de pe platoul dintre arbori, și de acolo țâșnea și se revărsa pe lângă cărare, ca să se facă una cu scăldătoarea inților, în călătoria sa prin pădure. Am ajuns, zise arbore bărbos, rupând lunga lui tăcere. V-am purtat vreo 70.000 de pași înțești, dar cât înseamnă asta în măsurile din ținutul vostru, nu știu. Oricum, suntem la poalele ultimului munte. O parte din numele acestui loc ar putea fi sala izvoarelor, dacă s-ar tălmăci pe limba voastră. Îmi place. O să stăm aici la noapte. Îi așeză pe iarba dintre pâlcurile de arbori, iar ei îl urmară spre marea boltă de la intrare. Hobiții observară că, atunci când mergea, entul abia dacă își îndoia genunchii, în schimb își întindea mult picioarele, ca să facă pași uriași. Își așeza mai întâi degetele mari,
căci erau mari, cu adevărat, și foarte late, înaintea tălpii. O clipă, arbore bărbos rămase sub ploaia de stropi a izvorului care se revărsa și inspira adânc, apoi începu să râdă și păși înăuntru. Acolo se afla o masă mare, din piatră, dar niciun scaun. Dincolo de nișe era deja destul de întuneric. Arbore bărbos ridică două vase mari și le așeză pe masă. Păreau umplute cu apă, dar când își puse mâinile deasupra lor, vasele începură pe dată să strălucească, unul în auriu, celălalt în verde aprins, amestecul lumină nișa, ca soarele de vară printr-o boltă de frunze fragede. Uitându-se îndărăt, hobiții văzură că și arborii din curte începuseră să sclipească, la început palid, apoi însă din ce în ce mai intens, până când conturul frunzelor deveni luminos și colorat în verde, în auriu și în roșu ca arama, iar trunchiurile păreau coloane plămădite din piatră scânteietoare. Ei, acum putem să stăm iar de vorbă, zise arbore bărbos. Bag seama că vă e sete. Poate sunteți și obosiți. Ia beți din asta. Se duse până în fundul nișei și atunci văzură acolo mai multe garafe de piatră, cu capace grele. Deasupra, arbore bărbos descoperi una dintre ele și umplu cu polonicul trei străchini, una foarte mare, două mai mici cu un lichid. Licoarea era ca apa, avea gustul celei din scăldătoarea enților, pe care o băuseră la marginea pădurii, totuși avea o aromă sau o savoare pe care n-o puteau defini, abia de se simțea, era un iz de pădure, adus de departe de adierea răcoroasă a brizei de seară. Simțiră băutura mai întâi în degetele de la picioare, senzația urcă încet, încet în fiecare mădular, înviorându-le pe măsură ce pătrundea în ele, până la ultimul firicel de păr. Într-adevăr, hobiții simțiră cum începe să le crească părul, să se unduiască și să se încrețească. Cât despre arbore bărbos, el își spălă mai întâi picioarele în găvanul de sub boltă, apoi își gol strachina dintr-o sorbire lungă, domoală. Hobiții crezură că n-o să mai termine. Într-un târziu, puse strachina iar pe masă. Of, suspină el. Acum putem sta mai bine de vorbă. Luați loc pe jos, eu am să mă întind, ca nu cumva licoarea să mi se urce la cap și să dorm. La peretele din dreapta al nișei, era un pat uriaș, cu picioare scurte de vreo 20 și ceva de țoli, acoperit cu un strat înalt de o tavă și ferigă. Arbore bărbos se lăsă încetişor pe el, abia de se îndoi un pic de mijloc, până se întinse tot, cu mâinile sub cap, privind în tavanul unde pâlpâiau lumini, ca un tremur de frunze în soare. Mary și Pippin se așezară alături de el, pe perne de iarbă. Și acum, spuneți-mi și voi povestea voastră, dar fără grabă, zise arbore bărbos. Hobiții începură să istorisească pățanile prin care trecuseră de când părăsiseră hobitonul. Nu urmară o ordine strictă, căci se întrerupeau mereu unul pe celălalt, iar arbore bărbos îi oprea ei să se întoarcă asupra câte unui punct anterior, sau sărea, punând întrebări, despre tot felul de fapte. Nu pomeniră deloc de inel și nici nu-i spuseră de ce plecaseră la drum și unde se duceau, iar el nu le ceru deslușiri. Era foarte grijuliu la orice, la călăreții negri, la Elrond și vâlceaua despicată, la pădurea bătrână și la Tom Bombadil, la minele Moriei și la Lothlorien și Galadriel. Îi discus îndelung despre comitat și despre pământul acestuia. Ajuns aici, spuse un lucru curios, n-ați întâlnit pe acolo niciun, ent, nu-i așa? Adică nu enți. Mai bine zis, entsoate. Entsoate, se minună Pepin. Arată la fel ca tine. Da, păi nu, acum nu-mi prea mai dau seama, zise arbore bărbos pe gânduri. Dar știu că ele și ar fi dorit să stea în țara voastră, așa că mă întrebam și eu. Arbore bărbos era totuși grijuliu în mod special cu ceea ce ținea de Gandalf, și mai ales de faptele lui Saruman. Hobiților le păru tare rău că știau prea puține despre ei, doar o vorbă de-a lui Sam în legătură cu ceea ce spusese Gandalf la sfat. Dar, în orice caz, erau lămuriți că Ugluk și șleahta lui veniseră din Isengard și că vorbeau de Saruman ca de stăpânul lor. Făcu arbore bărbos, când, în sfârșit, cu chiu cu vai, ajunseră la bătălia dintre orci și călăreții din Rowan. Măi să fie! Astea da, vești! Nu mi-ați spus tot, nu, nici pe departe. Dar nu mă îndoiesc că urmați vrerea lui Gandalf. Se petrece ceva foarte mare, îmi dau și eu seama, și am să aflu despre ce e vorba la timpul potrivit sau la timpul nepotrivit. Pe rădăcina și tulpina mea, e o treabă ciudată, răsare din pământ din iarbă verde un neam ce nu-i trecut nicăieri și, colac peste pupăză, ies la iveală și cei nouă călăreți uitați pe urmele lor, iar Gandalf îi ia într-o călătorie măreață, Galadriel îi adăpostește în Caras-Galadon, și orcii îi urmăresc, leghe după leghe, în țara pustietății, se pare că i-a cam prins furtuna. Sper să iasă basma curată. Dar tu începe te scalzi,
Îl întrebă Mary. Eu nu m-am sinchisit niciodată de marile războaie, zise Arbore bărbos. Lucrurile astea îi supără mai mult pe elfi și pe oameni. E treaba vrăjitorilor, pe ei îi zgândără viitorul. Nu sunt trup și suflet de partea cuiva, pentru că nimeni nu e trup și suflet de partea mea, dacă înțelegeți ce vreau să zic. În zilele noastre, nimănui nu-i pasă de păduri așa cum îmi pasă mie, nici măcar elfilor. Totuși am o slăbiciune mai mare față de elfi, decât față de ceilalți, pentru că ei ne-au vindecat de muțenie cu multă vreme în urmă, și ăsta a fost un mare dar pe care nu pot să-l uit, deși de atunci drumurile noastre s-au despărțit. Și sunt, bineînțeles, unele lucruri de partea cărora nu sunt deloc, sunt împotriva lor, ăștia. Burarum, făcu el iar scârbit, orice ăștia și stăpânii lor. Eram foarte neliniștit pe vremea când umbra domnea în codrul întunecat, dar, după ce s-a înapoiat în Mordor, m-am ostoit în timp. Mordorul e departe. Dar, se pare, vântul bate spre răsărit și s-ar putea ca deznădejdea să pună stăpânire pe codri. Un ent bătrân nu poate face nimic să oprească furtuna, trebuie să o îndure sau să crape. Dar mai e Saruman. Saruman e un vecin, n-am cum să-l trec cu vederea. Socot că trebuie să fac ceva. M-am gândit adesea, în ultima vreme, la ce aș putea face în legătură cu Saruman. Cine e Saruman? Întrebă Pipin. Știi ceva despre trecutul lui? Saruman e un vrăjitor, răspunse Arbore bărbos. Mai mult de atât nu-ți pot spune. Nu cunosc istoria vrăjitorilor. Au apărut prima dată după ce au sosit marile corăbii de peste mare, dar dacă au fost aduși de corăbii, asta nu mai pot spune. Bănuiesc că Saruman era socotit mare printre ei. Cu câteva vreme în urmă voi ați zice cu multă vreme în urmă s-a potolit cu hoinăreala și nu s-a mai amestecat în treburile oamenilor și ale elfilor, s-a statornicit la Angrenost sau Isengard, cum îi zic oamenii din Rowan. La început, a fost foarte liniștit, dar faima lui a început să crească. Se zice că a fost ales mai marele sfatului alb, ăsta s-a dovedit a nu fi un lucru bun. Mă întreb acum dacă nu cumva Saruman clocea și pe vremea aceea ceva. Dar, în orice caz, nu făcea niciun rău vecinilor săi. Stăteam și eu de vorbă cu el. Într-o vreme, se plimba mereu prin codrul meu. Era politicos pe atunci și îmi cerea voie de fiecare dată. Cel puțin, când mă întâlnea, era mereu gata să mă asculte. I-am spus o mulțime de lucruri pe care nu le-ar fi descoperit singur, dar nu m-a răsplătit la fel. Nu-mi amintesc să-mi fi spus vreodată ceva. Și s-a închis în sine din ce în ce mai mult. Chipul lui, așa cum mi-l amintesc, nu l-am mai văzut de multă vreme, a devenit ca o fereastră într-un zid de piatră, fereastră cu obloanele trase. Cred că acum îmi dau seama ce are de gând. Uneltește ca să ajungă o putere. Are o minte numai metal și rotițe, și nu-i pasă de creșterea lucrurilor, decât dacă-i sunt, pe moment, de folos. Și acum e limpede că e un trădător negru la suflet. S-a înhăitat cu neamul dezgustător al orcilor. Mai rău? Le-a făcut ceva, ceva primejdios. Căci Isengardezii ăștia sunt mai tirani ca oamenii tirani. Lucrul anume al relelor care au intrat în Marele Întuneric e că nu pot suporta soarele, dar orcii lui Saruman îl suportă, chiar dacă îl urăsc. Mă întreb ce le-au fi făcut. Or fi oameni pe care i-a dus la pieire, sau a amestecat rasa orcilor cu cea omenească. Ăsta ar fi un rău înfiorător. Arbore bărbos bombăni ceva, de parcă ar fi rostit un blestem mențesc, adânc, subpământean. Apoi vorbim mai departe. La o vreme, am început să mă întreb cum de îndrăznesc orcii să treacă pe la mine, prin pădure, așa, nestingeriți. Abia într-un târziu mi-am dat seama că Saruman era de vină și că de mult iscodise toate căile, descoperindu-mi tainele. El și ticăloșii lui fac tot prăpădul ăsta. Jos, la hotare, doboară arbori copaci în toată firea. Pe unii îi taie și lasă așa, să putrezească pagube orcești, dar pe cei mai mulți îi seceră și cară, ca să ațâțe focurile din Northank. În zilele noastre, se vede mereu un fum care se ridică din Isengard. Blestemat să fie, cu rădăcini și crengi cu tot. Mulți dintre arborii aceia mi au fost prieteni, făpturi pe care le cunoscusem de când erau nuci și ghinde, unii aveau glasuri frumoase, care s-au pierdut acum pentru totdeauna. Și s-au irosit atâtea buturugi și atâția rugi de mure din crângurile care răsunau odinioară de cântec. Am fost nepăsător. Am lăsat să-mi scape lucrurile de sub control. Trebuie să pun capăt răului. Arbore bărbos se ridică din pat, drept în picioare, și izbi cu palma în masă. Bolurile cu lumină tresăriră și din ele țâșniră două jeturi înflăcărate. În ochii sclipi o scânteie verzuie, iar barba îi se zbârli ca o mătură. Am să pun capăt răului. Izbucni el cu glas tunător. Iar voi o să veniți cu mine. Poate îmi dați o mână de ajutor.
În felul acesta, vă veți ajuta și prietenii, pentru că Saruman trebuie oprit, altfel și Rohanul și Gondorul vor fi împrejmuite de vrăjmași. Același drum ne va purta spre Isengard. Vom veni cu tine cu dragă inimă, zise Merry. O să facem ce putem. Da, zise Pippin. Mi-aș dori să văd mâna albă înfrântă. Mi-ar plăcea să fiu acolo, chiar dacă mare lucru n-o să pot face, n-am să-l uit niciodată pe Ugluk și călătoria alături de el prin Rowan. Bun, bun, făcu Arbore Bărbos. Dar m-am cam pripit și mi-am dat drumul la gură. Nu trebuie să fim repeziți. M-am înfierbântat. Trebuie să gândesc la rece, căci e mult mai simplu să strici gata, decât să faci ceva. Porni cu pași mari spre cărare și rămase o vreme sub ploaia izvorului. Apoi izbucni în râs și se scutură, iar stropii de apă care cădeau de pe el sclipeau ca niște scântei roșii și verzi. Se întoarse, se întinse iar pe pat și rămase tăcut. După câtva timp, hobiții îl auziră din nou bombănind. Părea că numără pe degete. Fangorn, Finglas, Fladrif, vai, vai, suspină el. Necazul e că am rămas atât de puțini, zise el, întorcându-se spre hobiți. Numai trei dintre primienți care umblau prin pădure înainte de căderea Marelui Întuneric, eu, Fangorn, și Finglas, și Fladrif ca să-i numesc pe elfește, puteți să le ziceți Zulufrunză și Piele Scoarță, dacă vă place mai mult așa. Iar dintre noi trei, Zulufrunză și Piele Scoarță nu prea pot să facă mare lucru în treaba asta. Zulufrunză a început să-l încezească, aproape ca arborii, ca să zic așa, îi priește să stea singur, pe jumătate adormit, toată vara, cu iarba lungilor din prejur până la genunchi. Acoperit cu păr frunzos. Mai de mult, se scula iarna, dar în ultima vreme moțăie tot timpul și nici măcar atunci nu mai poate merge mult. Piele Scoarță se lășluia pe povârnișurile muntelui, la apus de Isengard. Acolo a fost beleaua cea mai mare. L-au rănit orcii și mulți dintre ai lui, dinpreună cu turmele sale de arbori, au fost omorâți și nimiciți. Au urcat în locuri mai înalte, printre mestecenii pe care îi iubește cel mai mult, și n-o să mai coboare. Totuși nu zic că n-am putea să ne alăturăm acelor tineri plăcuți, dacă aș fi în stare să-i fac să înțeleagă nevoia, dacă aș putea să-i trezesc, știți, noi nu suntem pripiți. Ce păcat că am rămas așa puțini. Cum de v-ați împuținat, odată ce ați trăit atâta amar de vreme în țara asta? Întrebă Pippin. Au murit așa, cu duiumul? O, nu, zise Arbore Bărbos. N-a murit nimeni așa, de la sine, cum ați zice voi. Unii s-au ramolit de bătrânețe, desigur, iar mulți s-au încopăcit. De un număr înspăimântător de ani nu mai avem întmlădițe copii, cum ziceți voi. Știți, ne-am pierdut în soațele. Vai, ce trist, zise Pippin. Cum de au murit toate? N-au murit, exclamă Arbore Bărbos. Am zis eu că au murit. Am zis că le-am pierdut. Le-am pierdut și nu le mai putem găsi, adăugă el, suspinând. Credeam că știe toată lumea. Despre enții care au pornit în căutarea însoațelor lor au cântat și elfii, și oamenii, din codrul întunecat până în Gondor. Asta nu se uită așa ușor. Păi, mă tem că aceste cântări n-au trecut munții, spre apus, până în comitat, zise Merry. N-ai vrea să ne mai povestești sau să ne cânți? Ba da, ba da, zise Arbore Bărbos, plăcându-i rugămintea. Dar nu pot să vă spun tot, ci doar pe scurt. Și apoi, trebuie să sfârșim vorba, mâine avem de strâns sfat și multă treabă de făcut, s-ar putea să pornim într-o călătorie. E o poveste ciudată și tristă, continuă el, după o pauză. În tinerețea lumii, pe când codrii erau nesfârșiți și sălbatici, enții și entsoațele lor și vreau să vă spun că existau și entfete, ah, ce drăgălași ei erau Fimbredhil și Wandlimb, cea cu pasul ușor, pe vremea tinereților noastre. Se plimbau și vedeau de casă împreună. Dar inimile noastre nu tângeau în același fel, enții își dăruiau iubirea lucrurilor pe care le întâlneau în lume, în vreme ce entsoațele se gândeau la altceva. Căci enților le plăceau copacii măreți, codrii sălbatici și povârnișurile colinelor înalte, beau apa pâraielor de munte și mâncau doar fructele pe care arborii le lăsau să cadă în calea lor, pe poteci, primeau învățătură de la elfi și vorbeau cu copacii. Pe când gândul entsoațelor zbura mai degrabă la pomișori și la păinele scăldate în soare de la poalele pădurilor, aveau ochi pentru porumba din hățișuri, pentru floarea de măr pădureț și de cireș sălbatic, primăvara, iar vara pentru ierburile verzi de leac, pentru băltină și spicul copt al ierbii de pe câmpiile întomnate. Nu-și doreau să stea de vorbă cu toate acestea, ci doar să le facă să le asculte și să li se supună. Entsoațele le porunceau să crească și să-și poarte frunzișul și fructele după voia lor, căci ele iubeau buna rânduială, belșugul și pacea, înțelegând prin aceasta că lucrurile trebuiau să rămână acolo unde le așezaseră ele.
Așa că înt soațele și făceau grădini ca să locuiască în ele. Dar noi, enții, hoinăream și nu ne duceam în grădini decât din când în când. Apoi, când s-a iscat întunericul la miază noapte, înt soațele au trecut râul cel mare și și-au făcut alte grădini și și-au arat alte ogoare și le-am văzut mai rar. După ce întunericul a fost nimicit, pământurile înt soațelor au înflorit mai bogat, iar câmpiile lor erau pline de spice. Mulți oameni au învățat meșteșugul de la ele și le-au slăvit cum nu se poate mai tare, iar noi nu eram pentru ei decât o legendă, o taină din inima pădurii. Cu toate acestea, iată-ne tot aici, pe când grădinile înt soațelor sunt pustii, oamenii le numesc acum pământurile maronii. Îmi amintesc, era de mult, pe vremea războiului dintre Sauron și oamenii mării, cum m-a cuprins dorința să o întâlnesc iar pe Fimbredhil. Tare frumoasă era, așa cum îmi apăruse la ultima noastră întâlnire, deși nu prea semăna cu entfetele de altădată. Căci entsoațele erau cocârjate și înnegrite de trudă, părul ei era decolorat de soare, ca grâul copt, și obrajii, camerele roșii. Dar ochiile rămăseseră la fel cu ai noștri. Am trecut Anduinul și am ajuns la pământurile lor, dar am găsit un pustiu, totul era pârjolit și scos din rădăcini, căci trecuse războiul pe acolo. Iar entsoațele dispăruseră. Mult le-am strigat și mult le-am căutat, și i-am întrebat pe toți cei pe care i-am întâlnit pe ce drum plecaseră entsoațele. Unii spuneau că nu le văzuseră niciodată, alții că au luat-o spre soare apune, unii că spre soare răsare, alții că spre miază zi. Dar pe unde am umblat, nu le-am găsit. Mare era jalea noastră. Totuși, auzeai chemarea pădurii sălbatice, așa că ne-am întors. Ani la rând după aceea am ieșit când și când, să le căutăm, am bătut pământul în lung și în lat și le-am strigat pe numele lor frumoase. Dar, pe măsură ce trecea vremea, plecam după ele tot mai rar și nu ne mai avântam atât de departe. Și acum, entsoațele nu mai sunt pentru noi decât amintire, iar bărbile ne-au crescut și ne-au albit. Elfii au ticluit multe cântări despre căutarea enților și unele dintre ele au ajuns și la urechile oamenilor. Dar noi n-am făcut niciun cânt, mulțumindu-ne să le rostim numele frumoase când ne gândeam la ele. Avem încredințarea că le vom întâlni în timpuri ce au să vie și poate o să aflăm, cumva, un pământ unde să locuim și să fim fericiți împreună. Dar ne e scris că lucrul acesta se va izbând doar atunci când vom pierde tot ce avem acum, și noi, și ele. Și s-ar putea ca vremea aceea să nu fie departe. Căci, dacă Sauron cel din vechime a distrus grădinile, astăzi dușmanul, se pare, e gata să pustiască toate pădurile. Era un cânt elfesc care povestea despre asta, sau, cel puțin, așa îl înțeleg eu. Se cânta de-a lungul râului cel mare. Băgați de seamă, nu era un cânt enţesc, căci atunci ar fi fost foarte lung. Dar îl știm pe din afară și îl îngânăm câteodată. Iată cum sună pe limba voastră, entul, când fagul-i verde în april și creanga de sevoi plină, când soarele se joacă în râu și vântul fruntea ți-a lină, când pasul-i lung și sorb în piepta munților răcoare, întoarce-te și spune că țara mea-i splendoare. Entsoața, când în april firul de grâu răsare pe câmpii, când în livezi se aprind în flori ninsorile târzii, când aerul e înmiresmat de ploaie și de soare, aici adăst și nu mă întorc, căci holdă mea-i splendoare. Entul, când vine vara peste fire în aurul de amiază, sub poala frunzei picotind copacii lin visează, când bolțile sunt verzi și reci și vântul l-a apus. Întoarce-te, iubito! Ținuturi ca acestea nu es. Entsoața, când vara arde în fruct pe ram și moi iar în pârg, când spicui aur, pielea-i tulci și rodui dus la târg, când mierea se revarsă, mărui greu, iar vântul i-a apus, sub soarele de aici adăst. Căci plaiuri ca acestea nu es. Entul, când urăciunea iernii ucide pădurea și colina, când arbori se prăvale și noaptea fără stea soarbe lumina, când vântul în cumplitul răsărit, apoi în ploaie amară, am să te caut, am să te chem, să fiu cu tine iară. Entsoața, când e iarnă și cântul s-a dus și beznă ca în ungher, când ramul gol se frânge, iar trudă și lumina pier, am să te caut, am să te aștept, să fiu cu tine iară, împreună la drum, sub ropot de ploaie amară. Amândoi, împreună porni vom la drum către depărtatul soare apune și inimile noastre tihna afla vor pe un tărâm din larga lume. Arbore bărbos își termină cântarea. Așa sună, zise el. Bineînțeles, e pe elfește vesel, cu vorbe pripite, și gata într-o clipită. Nimic de zis, fără cusur. Dar enții ar putea spune mult mai multe, în ceea ce-i privește, dar avea ceva mai mult timp. Acum însă am să mă ridic și am să trag un pui de somn. Voi unde vreți să stați în picioare? De obicei, noi ne întindem, când ne e somn, zise Mary. E bine așa, cum stăm acum. Ia auzi. Să stai culcat când dormi. Se minună arbore bărbos. Mă rog, așa o fi. Uitasem.
Cântarea asta de demult m-a purtat în vremuri de altădată. Am avut simțământul că sunteți întmlădițe, chiar așa. Păi, atunci întindeți-vă în culcuș. Eu am să stau în ploaie. Noapte bună! Mary și Pippin se cățărară în culcuș și se ghemuiră pe o tavă moale, amestecată cu ferigă. Era proaspătă, caldă și mirosea dulce. Lumina scăpătă, iar scânteierea arborilor se stinse, dar îl vedeau pe bătrânul arbore bărbos afară, sub umbrar, stând neclintit, cu brațele ridicate deasupra capului. Stelele sclipitoare străpungeau bolta și luminau revărsarea de apă care îi șiroia pe degete, pe frunte, și îi se prelingea în mii și mii de stropi până la picioare. Sub ropotul acela cristalin, pe hobiți îi fură somnul. Se treziră sub razele reci ale soarelui care poleia o grada imensă și dușumeau anișei. Un vânt neînduplecat de la răsărit zdrențuia norii pe cer. Arbore bărbos nu se vedea prin preajmă, dar când cei doi intrară în găvanul de sub boltă să se scalde, îl auziră îngânând și cântând pe cărarea dintre arbori. Oho-ho! Bună dimineața, Mary și Pippin! Tună el, când îi văzu. Ați dormit, nu glumă. Eu am străbătut deja sute de pași mari pe ziua de azi. Hai să bem ceva și să pornim apoi spre divanul lent. Le turnă două străchini pline dintr-o garafă de piatră, alta decât cea de cu seară. Nici licoarea nu mai avea același gust. Era mai pământesc, mai bogat, adică parcă mai sățios și mai hrănitor. În vreme ce hobiții stăteau pe marginea culcușului bând și ciugulind fărmițe de prăjiturele elfești, mai mult pentru că mâncatul făcea parte dintr-o gustare firească, decât pentru că le-ar fi fost foame, arbore bărbos stătea în picioare și se uita la cer, cântând încet în ențește sau în elfește sau în cine știe ce altă limbă ciudată. Și pe unde vine divanul ăsta, Ent? Își luă pe peninii mai în dinți. Hă! Divanul Ent? Repetă arbore bărbos, răsucindu-se spre ei. Păi, nu e un loc, e o adunare de enți care nu prea se mai ține în zilele noastre. Dar am izbutit să-i conving pe mulți să vină. O să ne strângem acolo unde obișnuiam și mai demult să o facem, adică la râpa blestemată, cum îi zic oamenii. E undeva departe, spre miază zi. Trebuie să ajungem până în amiază. Nu peste mult, pornire la drum. Arbore bărbos îi cără pe hobiți în brațe, la fel ca în ziua dinainte. La ieșirea din ogradă, o luă la dreapta, păși peste pârâu și porni cu pași mari spre miază zi, pe rariștea de la poalele povârnișurilor abrupte. Mai sus, se zăreau pâlcuri de mesteceni și de scoruși, iar mai departe pinii cățărători, întunecați. Curând, arbore bărbos se abătu ușor de la colinii și se afundă în crâng, acolo unde copacii erau mai falnici, mai mari și mai deși decât văzuseră vreodată hobiții. O clipă, simți la o gâtuială, la fel ca atunci când se încumetaseră întâi în codrul Fangorn, dar nu pentru multă vreme. Arbore bărbos nu vorbea cu ei. Îngâna adânc și gânditor, dar Mary și Pippin nu deslușiră niciun cuvânt. Suna cam așa, bam, bam, rumbum, burar, bam, bam, tarabom-bom, tarabom, și tot așa, schimbând tonul și ritmul din când în când. Li se părea uneori ca un răspuns, un zbârnit sau un tremur sonor ce părea să iasă din pământ sau din crengile de deasupra lor, dacă nu cumva chiar din trunchiurile copacilor, dar arbore bărbos nu se oprea și nu privea decât înainte. Merseseră multă vreme pe pin se străduise să țină socoteala, pașilor mari, ențești, dar se lăsase pe gubaș cam când era pe la 3000 când arbore bărbos o luă mai ușor. Brusc, se opri și lăsă jos pe hobiți, apoi își duse mâinile îndoite pâlnie la gură și începu să sufle, ca dintr-un corn, a chemare. Pădurea răsuna adânc hum, hum ca un eco. De departe se auzi, din toate direcțiile, același hum, hum de răspuns. Apoi, arbore bărbos îi cocoță pe Mary și pe Pippin pe umeri și o luă iar la pas, oprindu-se din loc în loc să-și trimită chemarea de bucium. De fiecare dată îi se răspundea tot mai aproape. Astfel, ajunseră până la urmă la un zid de nepătruns de copaci întunecați, cu frunzișul veșnic verde copaci cum nu mai văzuseră hobiții până atunci, ramurile creșteau direct din rădăcini, împodobite cu frunziș des și întunecat, ca al ilicelui, și aveau o mulțime de crengi țepene, îndreptate în sus, pline de boboci strălucitori de culoarea măslinei. Arbore bărbos o luă la stânga și ocoli gardul acela viuriaș, apoi, din câțiva pași, ajunse la un tunel strâmt, pe unde se vedea o cărăruie bătătorită care cobora brusc pe un povârniș lung și abrupt. Hobiții văzură cum pătrund într-o vâlcea ca un cerc, aproape ca o strachină, foarte largă și adâncă, străjuită pe margini de gardul viu cu frunzele veșnic verzi, întunecate. Înăuntru era tot căptușit cu iarbă și, în afară de trei mesteceni argintii foarte înalți și frumoși din mijlocul vâlcelei, nu mai era niciun copac. Se mai vedeau două cărări, una dinspre răsărit, cealaltă dinspre apus. Sosiseră deja o mulțime de enți, iar alții coborau pe celelalte poteci.
unii veneau în urma lui Arbore Bărbos. Merry și Pippin se așteptau să vadă făpturi asemănătoare prietenului lor, așa cum un hobbit seamănă cu altul, în orice caz, pentru un ochi străin, dar, spre surprinderea lor, nu era deloc așa. Enții erau la fel de feluriți, precum arborii de arbori, fiecare de un alt soi, fiecare după cum crescuse sau după vârsta pe care o avea, cum s-ar deosebi un copac tânăr de unul bătrân sau un mesteac în față de un fag, de un stejar sau de un brad. Câțiva enți erau bătrâni, cu barbă, năduroși, precum arborii voinici din vechime, deși niciunul nu părea atât de bătrân ca Arbore Bărbos, mai erau enți înalți și puternici, cu mădularele curate și pielea întinsă, ca arboretul dintr-o plantație, dar nici urmă de tineret înțesc, de lăstari. Pe fundul înverzit al vâlcelei se aflau deja peste 20 și se apropiau încă pe atâția.